Dacă am venit în dimineața aceasta la casa de rugăciune, în ideea de a fi învățați de Dumnezeu, atunci vă invit să vă rugați pentru aceasta. Dacă am venit, dacă am venit aici, în ideea că rugăciunile noastre vor fi ascultate de Dumnezeu, astfel încât închinarea noastră să fie plăcută înaintea Lui, atunci vă voi invita tare mult să vă cercetați viața. În lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că astfel, între învățare și închinare, să poată să fie o legătură foarte strânsă și puternică și aceste două lucruri să ne pregătească pentru întâlnirea noastră cu Isus Hristos. Nu vom putea să fim pregătiți dacă nu vom învăța și nu vom fi niciodată schimbați în acord cu învățarea decât prin închinare. În dimineața aceasta vă voi invita ca aceste două lucruri să se întâmple. Spunea Ionel la început că am început de aseară un ciclu nou, și anume lecțiile profeților, care aș dori să ne treacă prin etape importante din Vechiul Testament și mai ales din viața împăraților poporului lui Dumnezeu. Lecțiile sunt atât de importante încât Dumnezeu a avut ca material didactic regii, conducătorii, împărații poporului Dumnezeu și ca fond de lucru crizele din viața lor. Lecțiile acestea sunt atât de importante încât ele au fost destinate regilor. Și de la regii poporului lui Dumnezeu a trecut la fiecare dintre noi astăzi pentru ca să fim convinși că merită să fie învățate și aplicate în viața noastră. Aseară, am provocat pe cei care au fost aici cu două texte biblice pe care le voi aminti ca să facem trecere la tema de dimineața aceasta. În 2 Cronici, capitolul 13, de la versetul 10 mai departe, este vorba de declarația de credință a lui Abia. O voi citi și vă rog să o citiți împreună cu mine. Și în timp ce voi citi, vă rog să-mi spuneți părerea dumneavoastră în legătură cu această declarație de credință. În același timp, vă voi întreba dacă declarațiile noastre de credință seamănă vreun pic cu această declarație. Haideți să ne cercetăm. Vă invit. Abia zice, cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru. Noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fii ai lui Aron. Leviții stau și, și împlinesc slujbele. Versetul 11. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară, ardă de tot Domnului, ardem tămâie mirositoare. Punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată. Aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi l-ați părăsit. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi în fruntea noastră și avem și trâmbițele răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră, copiii ai lui Israel. Nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului, părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă. Aceasta este declarația lui Abia. Cum vi se pare? Ce aveți de spus? Seamănă cu declarațiile noastre? Nu seamănă cu declarațiile noastre? Cum? Cum vă raportați la această declarație? La odiceană, spune cineva. Mulțumesc! Haideți să facem ceea ce am mai făcut aseară odată. Rog media să nu filmeze, dar vă voi ruga pe dumneavoastră din sală să-mi spuneți cât sunteți de acord cu această declarație, cum că vi însușiți și este normală pentru un creștin. Vă rog să ridicați mâna. Suntem câțiva, mulțumesc. 2, trei, patru... Mulțumesc. Cât sunteți, de a... Cât sunteți împotrivă și credeți că nu vă reprezintă, cumva, vă rog să ridicați mâna de asemenea. Mai sunteți câțiva. Mulțumesc. Îi înțeleg pe cei ce nu participă la această provocare. Vă înțeleg, dar merită. Merită să participați. Mulțumesc. Această imagine. Această declarație am pus-o față în față de o altă declarație pe care o rostise David și anume în Psalmul 18 cu 1. Auziți, începe așa. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund. Scutul meu, tăria care mă scapă și în tăritura mea eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Cum vi se pare? Dacă v-aș pune să ridicați mâna cu care dintre declarațiile acestea ați merge? Cu a lui David sau cu a lui Abia? Întrebarea mea este, unde a dispărut declarația lui David? Unde? Când? De ce n-a ajuns la Abia? Pentru că Abia este un fel de, eu știu, strănepot al lui David. Nu este departe, nu este prea departe. Ar fi trebuit să o știe. Psalmii lui David ajunseseră, fără îndoială, la Abia. De ce Abia? nu zice nimic din ceea ce zice David. Deci abia măsoară și spune, uite, avem trâmbițele cu noi, avem preoții cu noi, avem jertfele de dimineață și de seară, avem pâinile pentru punerea înainte, dar nu zice deloc, Doamne, te iubesc din inimă. Cum a putut Abia să le spună pe toate celelalte și să scape din vederea această declarație fantastică? Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! Aceasta este întrebarea care aș vrea să rămână cu noi în dimineața aceasta. La întrebarea asta aș dori să dăm răspuns pe parcursul acestor, acestor studii pe care le vom face. Care este diferența între între implicarea destul de ritualistă și formală a credinței și între acest strigăt extraordinar al lui David care spune, Doamne, nu pot să trăiesc fără tine până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Cum ar trebui să se raporteze poporului Dumnezeu la relația personală cu El? Și în timp ce o să las problema deschisă pentru că ea a fost cât de cât amintită și studiată aseară, dați-mi voie să trec la un alt episod. Îl vom numi episodul acesta. îl vom numi Alianțe cu Lumea. Vă voi invita să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în continuare tot în doi cronici capitolul 14. Abia a dormit cu părinții lui, a fost îngropat în cetatea lui David. În locul lui a dormit fiul său Asa. Pe vremea lui, țara a avut o dihnă 10 ani. Ce s-a întâmplat în acești 10 ani? Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. A îndepărtat altarele Dumnezeilor străini înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească legea și poruncile. Vreau să vă întreb, poate cineva să poruncească unui popor să păzească legea, poruncile lui Dumnezeu? Poate credința fi poruncită sau nu? O să revin la întrebarea aceasta. Vă rog să vă întrebați și să gândiți la acest lucru. A avut drept? A avut dreptul acesta? Asa? A îndepărtat din cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui și împărăția a avut pace sub el. Iată ce a făcut 10 ani de zile. Se numește Reformă. Mă întorc la întrebarea care vi-am pus-o. Avea dreptul să poruncească? Câteva persoane de aici din față mi-au spus da. Este cineva care zice nu? Și dacă nimeni nu zice nu, întrebarea mea este de ce da? De ce avea dreptul? Cineva a zis că era împărat și. Nu doar că era împărat. Elementul de bază pe care trebuie să-l luăm în considerație noi acum este că avem de-a face cu un popor sub legământ. Poporul acesta era în legământ cu Dumnezeu. În cadrul legământului se poate porunci. În afara legământului nu se poate porunci. Dar după ce un om a început legământul cu Dumnezeu, după aceea acestui om îi se poate cere, îi se poate porunci. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră sunteți în legământ cu Dumnezeu? Toți cei ce ați primit botezul, sunteți în legământ cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că dumneavoastră vi se poate porunci. Cine să vă poruncească? Poftiți? Întăriți-vă mâinile și picioarele obosite, genunchii slăbănogiți. Faceți lucrul acesta unul pentru celălalt. Apucați mâna celui ce cade, ridicați de jos pe cel ce nu-l mai țin picioarele, faceți lucrul acesta unul pentru celălalt, sub porunca lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vă poruncește să faceți lucrul acesta. Iar dacă este cineva în biserică pus de Dumnezeu să poruncească, ascultați! -i. Pentru că nu o face sub dorința de control, sub dorința de a se impune, ci o face din dorința de a reprezenta pe Dumnezeu în legea și în poruncile sale. După 10 ani de zile, versetul 9, Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o știre de un milion de oameni, 300 de care și-a înaintat până la Mareșa. Bun. Mă voi întoarce puțin și voi, face, voi încerca să fac legătura cu evenimentul acesta. Auziți ce a făcut uh, Asa. A îndepărtat altarele Dumnezeilor străini, înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele. Uh, a tăiat stâlpii închinați soarelui, versetul 5, și așa mai departe. Uh, sunteți puțin cu mine reforma făcută aceasta, făcută de Asa, vreau să vă întreb, semăna mai mult cu Abia sau semăna cu David? Declarația aceea de la început, când am citit declarația de credință a lui Abia și apoi declarația lui David din Psalmul 18.1. cu 1, cu care seamănă mai mult? Cu Abia, așa este? Adică avem de-a face cu o reformă cât de cât pe din afară, exterioare. Pe păi este singurul lucru pe care îl poate face un rege. Ce poate să facă regele? Nu mă poate obliga să cred în Dumnezeu. Nu mă poate obliga să-mi schimb ființa interioară. Nu! Tot ce poate face este să taie pe din afară acele lucruri care ar putea să mă corupă. Da? E suficient Zece ani Asa a făcut în felul acesta. La sfârșitul celor zece ani apare Zerah, etiopianul cu un milion de oameni, 300 de care. Ce rost are momentul acesta? De ce îngăduie Dumnezeu după 10 ani de reformă de felul acesta să apare criza asta teribilă? Un milion de oameni nici nu l-am mai citit până acum în Sfânta Scriptură. Toate celelalte Crize, parcă erau de dimensiuni mai mici. Este o criză uriașă. Ce rost are criza aceasta acum? Mulțumesc, e perfect. Dumnezeu vrea să intre în inima poporului său. Până acum, tot ceea ce s-a făcut a fost pe din afară. Acum, lucrurile sunt puse de așa natură încât. Dumnezeu ori coboară în inima ta și în inima mea, ori nu mai coboară niciodată. Haideți să vedeți ce s-a întâmplat. Versetul 11. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui. Foarte, foarte interesant. Este Dumnezeul lui. Îmi place această, această abordare personală. Nu e Dumnezeul părinților lui, nu este Dumnezeu. Este Dumnezeul lui. E Dumnezeul meu, e Dumnezeul tău. Și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim. În numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Cum vi se pare? Rugăciunea aceasta este rugăciunea inimii lui Asa. Nu mai este rugăciunea, eu știu, formei. Este rugăciunea inimii. Rugăciunea aceasta este rostită în fața întregului popor. O aude poporul. Poporul se poate atașa cu inima lui la această rugăciune sau poate să stea distant de această rugăciune. Dar Dumnezeu bate la ușa poporului întreg cu ocazia aceasta. Versetul 12. Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa, au fugit. Versetul 13. Poporul care era cu el i-a urmărit până la Gerar. Etiopienii au căzut fără să poată să scape viața. Au fost nimiciți de Domnul și de oștirea lui. De cine au fost nimiciți? De Domnul și de? Cine era oștirea Domnului? Asta este foarte interesant. Îngerii sau poporul lui Dumnezeu? Îngerii. Frații mei, se întâmplă aici o apropiere a celor două tabere. Puterile cerești conlucrau cu puterile omenești și dintr-o dată poporul lui Dumnezeu devine o oștirea lui. Nu mai este deosebire între cer și pământ. Oamenii, oastea lui Asa, beneficiază de prezența și de ajutorul lui Dumnezeu și ei se transformă în oștirea lui Dumnezeu. Este extraordinar. Trebuie să înțelegem că acest lucru se întâmplă ori de câte ori inima noastră se predă lui Dumnezeu cu toată puterea. Trebuie să înțelegem că acest lucru se întâmplă ori de câte ori trecem de la formele și exteriorul religiei noastre, într-un moment în care inima noastră strigă către Dumnezeu și spunem și noi te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Este reeditarea declarației lui de credința lui David, nu formalismul de mai târziu al regilor lui Israel. Dumnezeu îi învață acum întoarcerea în Templu, astfel încât Dumnezeu și omul să fie una. După momentul ăsta de întoarcere la Dumnezeu, pe drumul lor înapoi, le iese înainte Profetul. Este vorba de profetul uh, Azaria, fiul lui Obed. Capitolul 15 ne spune, Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis, Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el. Cum vi se pare? Corect și frumos, da? Uneori noi zicem că Domnul este cu noi, indiferent de ce facem noi. Așa zicem. Domnul ne iubește chiar dacă nu suntem cu El. Teologia Harului ieftin ne spune, noi suntem iubiții Domnului și noi batem câmpii. Uneori această ecuație, pentru că este vorba de o ecuație spirituală aici, zice, Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Dacă îl părăsiți, și îl va părăsi. Ni se pare că această condiționalitate este prea dură. Uneori seamănă cu un legământ al faptelor, ideea aceea, aceea dout des, adică eu fac ca Dumnezeu să-mi facă, și așa mai departe. Confundăm lucrurile la nivelul ăsta și ne despărțim, și ne îndepărtăm de această realitate. Dar este o realitate profetică. Dumnezeu o implementează și spune... Fiți atenți, când vă întoarceți cu toată inima la El, îi faceți loc lui Dumnezeu să vină la voi. Dacă voi vă îndepărtați, oricâte lucruri exterioare ați face, oricâte elemente religioase ați performa, fără inimă, religia este zero. Versetul 3. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. E posibil ca lucrul ăsta să se întâmple într-o istorie a poporului Dumnezeu? E posibil ca poporului Dumnezeu să cadă atât de jos încât, auziți, să fie fără Dumnezeul adevărat, fără preot care să învețe, nu mai avea cine să învețe și fără lege. E posibil? A trebuit să ne înfiorăm de cât de jos poate să ajungă poporul lui Dumnezeu atunci când întoarce spatele luminii. A trebuit să ne îngrozim de lucrul acesta. Nu ne putem juca cu ideea că Dumnezeu oricum va fi cu noi, nu e nicio problemă, iar noi putem să fim departe de El. Nu, nu se poate lucrul ăsta. Versetul 4. Dar în mijlocul strântorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeu lui Israel, l-au căutat și l-au găsit. În vremurile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări. Vreau să vă întreb un lucru. Vă sună lucrul acesta ca fiind foarte aproape de ziua de azi? Vă sună? Nu e așa în vremea noastră? Nu se bate o cetate cu alta, un popor cu celălalt, nu există strâmtorare și tulburare peste tot? Din punct de vedere al lumii politice, nu este lumea undeva la marginea soluțiilor ei? Nu suntem acolo. Spuneți-mi de ce. Lumea se întreabă de ce. De ce scapă totul de sub control. Nimeni nu are un răspuns. Iată răspunsul. Iată răspunsul. Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări. Când te depărtezi de Dumnezeu, să știi că și El se depărtează de tine. Când te apropii de El, este efectul în oglindă, se apropie și El de tine. Nu că Dumnezeu este condiționat neapărat de noi, dar este important să-ți deschizi inima față de Dumnezeu. Este important să-L cauți. Este important să te apropii de El. Este important să știi că atunci când strigi de el, după el, el îți răspunde. E important. Și în final, Profetul finalizează. Voi, dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Faptele? Faptele? Păi noi zicem că răsplata este din ce parte? Îmi place foarte mult una dintre afirmațiile lui Charles Finney, marele reformator al anilor 1840, care spunea așa: orice redeșteptare în poporul lui Dumnezeu este rezultatul folosirii corecte a mijloacelor lăsate de Dumnezeu. Folosirea corectă a mijloacelor corecte. Foarte simplu. Și el spune că este ca o lege a naturii. Dacă folosești mijloacele pe care Dumnezeu ți le-a pus la dispoziție și le folosești corect, rezultatul va fi întotdeauna redeșteptarea poporului. Este ca în natură. Pui sămânța? Va crește. Nu pui sămânța? Nu va crește. A, cum să spun eu, e meritul tău că pui sămânța? Să fim serioși. E meritul sămânței că o crește. Că Dumnezeu te-a pus și pe tine să împrăștii sămânța acolo ca să fie o parte, asta este altceva. Dar miracolul vieții stă în sămânță. Sămânța transmite informația solului și datorită informației respective apare planta. Tu ce ai făcut? N-ai nimic de a face cu viața plantei. Ți-ai făcut doar partea. Dar dacă nu-ți faci partea, te vei găsi vinovat că n-ai dat drumul vieții să crească. Folosiți mijloacele lui Dumnezeu, iar rezultatul va fi trezirea poporului, trezirea bisericii, trezirea propriei tale vieți, apropierea de Dumnezeu. Întorc pagina capitolului 15 și găsesc la versetul 9 că Asa a strâns pe tot Iuda și Beniamin, Efraim, Manase, Simeon, care locuiau printre ei, i-au strâns pe toți la oaltă. Versetul 12. Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima, din tot sufletul lor. Și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia să fie ori să plece din poporul, dacă rămânea în poporul lui Dumnezeu, împotrivindu-se lui Dumnezeu, trebuia să fie omorât. Adică, cum să zic, puteai să pleci, să-ți cauți loc în altă parte, dar dacă rămâi în cadrul legământului lui Dumnezeu și în cadrul legământului lui Dumnezeu, te împotrivești lui Dumnezeu, calci porunca lui Dumnezeu, lucrezi împotriva legământului, atunci rezultatul este în legământ. Dumnezeu dă viață cum și ea viața, este extrem, este extrem de activ și de puternică zona legământului lui Dumnezeu. În zona legământului lui Dumnezeu nu te juca cu viața și cu moartea, cu ascultarea și cu neascultarea. Dacă ai intrat în legământ cu Dumnezeu, stai acolo în legământ alături de Dumnezeu. Versetul 14. Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu stigăte de bucurie, cu sunete de trâmbițe și buciumi. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, că juraseră din toată inima lor. Îmi place foarte mult lucrul acesta. Juraseră cu toată inima. Nu cu jumătate de inimă. Cu toată inima. Excepțional. Unic. Bun. Haideți mai departe. În anul al 36-lea al domniei lui Asa. În anul 36. Să nu uităm, invazia etiopiană a să loc după 10 ani. Ceea ce înseamnă că de la invazia etiopiană, până la momentul în care începe capitolul 16, s-au scurs câți ani? 26 de ani. Era tânăr sau bătrân? Dacă vă uitați puțin în capitol, veți descoperi că peste vreo patru ani de zile Asa își va încheia viața. Pentru că zice așa, versetul 12, în al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare și avea mari dureri și în versetul 13, Asa a dormit cu părinții săi. Deci, de la anul 36 la anul 39, sunt trei ani, mai punem ceva, aproximativ patru ani de zile. Deci, Asa era mai în vârstă. Vreau să vă întreb, când ești mai în vârstă, îți mai arde de războaie? Să răspundă frații mai în vârstă. Mai mergeți la război? Nu prea mai mergi la război, așa este? Ei bine, Dumnezeu a îngăduit, Dumnezeu a îngăduit ca la vârsta asta critică să se mai întâmple ceva. Versetul 16 cu 1. În al 36-lea an al domniei lui Asa, Baieșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama. Era la vreo 8 km de Ierusalim, Ra Rama. Deci a cucerit până a ajuns la 8 km de Ierusalim. Păi fraților, din Ierusalim, când era senin, vedeai rama. A întărit-o în așa fel încât să fie un punct de apărare foarte puternic al Damascului acolo și să blocheze alimentarea Ierusalimului. Foarte grea situația asta. Asa, în condițiile astea, în care nu mai era dispus așa să mai meargă la bătălie, a scos argint și aur din visteriile casei Domnului și ale casei împăratului și ce a făcut? S-a hotărât să câștige de data aceasta politic. S-a hotărât să câștige politic. Ce a făcut? l-a plătit pe împăratul Siriei, pe Ben -Hadad, în conformitate cu dictonul dușmanul dușmanului meu este prietenul meu. Și el nu l-a plătit neapărat pe Ben -Hadad cu un scop foarte să-l apropie, ci l-a plătit să-l atace pe Baieșa. Prețul a fost destul de mare, dar a rezolvat problema. Fără război, Siria din nord a venit asupra Israelului, a atacat Israelul. Baieșa când a auzit că poporul lui este atacat, a trebuit să plece de la Rama, să ducă să-și apere poporul. Așa că, în momentul acela, Asa a ieșit din Ierusalim, s-a dus la Rama, a luat tolemnul și pietrele de acolo, i-a mulțumit lui Baeșa pentru ceea ce făcuse, iar el și-a întărit cetățile lui de jur împrejur și a zis, ce bine! Uite ce înseamnă să fii înțelept! Corect? Uite că se poate face printr-o inițiativă politică să câștigi tot așa cum câștigi cu forța... n a zice cu forța armelor. Haideți să citim. Versetul 7 din capitolul 16. În vremea aceea Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și a zis pentru că te-ai sprijinit pe Împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău. E foarte greu, fraților, când tu crezi că ai făcut un lucru bun și spui uite că prin politică am rezolvat lucrurile și e mult mai bine așa. E foarte greu când te duci acasă să-ți vine Profetul și să spună știi ce? Domnul nu-i mulțumit de tine. Păi cum să nu fie mulțumit de mine? Adică nici de faptele mele bune nu e mulțumit de performanțele mele. Uite că am reușit niște performanțe politice nemaipomenite. Și profetul zice, nu, nu. Tu n-ai reușit nimic. Știți cum se termină mustrarea? Ai lucrat ca un nebun. Frăților, iertați-mă, dar când în ochii tăi tot ceea ce ai făcut e bun și vine profetul și spune ești nebun, ajungi la un moment dat să nu mai înțelegi mare lucru. Noi înțelegem? Dilema este destul de mare. Din ce cauză? Pentru că și noi facem la fel. În momentul în care noi ne căutăm ajutorul și suntem în criză, unde mergem să găsim soluții? E adevărat că ne mai rugăm și noi. Dar vreau să vă întreb, pe cine ne sprijinim? Asta e toată treaba. Marea, marea... Problema care este aici este faptul că tu te-ai sprijinit, te-ai bazat, ai avut încredere în cine? Asta e toată. Te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău. Aici textul spune mai departe, tu știi ce ai ratat asta? Nu am ratat nimic, eu am câștigat. Un moment de pace. Și profetul zice, nu, tu ai ratat enorm. Ce am ratat? Apropo, ce a ratat? Victoria cui? Împotriva cui? Împotriva cărui dușman. Că asta, așa este, zice aici că ai fi putut obține o victorie. Dar împotriva cui? El se bătuse împotriva lui Israel, da? Da? Ești, ce victorii promite Dumnezeu aici? I promisese Dumnezeu. Ce victorie avea în gând Dumnezeu să-i ofere lui acestui împărat? Împotriva cui? Împotriva Siriei. Păi, bine mă, fraților, războiul era împotriva lui Israel, o împărăție mult mai mică. Ca să scape de împărăția asta mult mai mică, un gemotoc de oameni, el face legământ cu împărăția Siriei, Vine împărăția Siriei și, mă rog, lucrurile se rezolvă. Și Dumnezeu spune, tu nu știi. Eu ți-aș fi dat în mână, nu pe Israel, ci pe cine? Pe sirieni? Vă rog să observați, nici nu-i trecuse prin minte, nici nu văzuse așa ceva vreodată. Dar Dumnezeu văzuse. În timp ce el considera că a rezolvat lucrurile politic într-un mod extraordinar, Dumnezeu îi spune, ai pierdut. Ce ai pierdut? Haideți să vedem ce a pierdut. Ce înseamnă legământ cu uh, sirienii? Ce înseamnă? Versetul 2 a trimis sor la Ben Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc și a zis să fie un legământ între mine și tine. Cum a fost și între tatăl meu. Ce înseamnă legământ? Înțelegere. Dar să știți, nu se face niciun legământ în antichitate decât între un rege suveran și un rege vasal. Atât. Nu între legi egali. Regii egali nu fac legăminte. Legământul este într-un rege suveran și rege vasal. Vreau să vă întreb, Asa, ce va fi în acest legământ? Suveran sau vasal? Vasal. Asa face poporul lui Dumnezeu să fie servitor. Vasal. Și Dumnezeu spune, n-aveai dreptul acesta. Tu nu poți să faci din poporul lui Dumnezeu un vasal, un servitor față de lumea asta. Poporul lui Dumnezeu nu este servitorul acestei lumi. Poporul lui Dumnezeu este lumina lumii, este cap și nu coadă, este sus și nu jos. Niciodată, nimeni nu poate și nu trebuie să-și permită să pună poporul lui Dumnezeu într-o poziție de inferioritate prin deciziile lui personale sau deciziile lui politice sau publice. Lăsați poporul lui Dumnezeu să fie sus, nu jos. Și Dumnezeu spune: pentru că ai pus poporul lui Dumnezeu să fie jos. Tu ai crezut că ai câștigat. În realitate, ai pierdut. Dacă ar fi mers mai departe, Asa ar fi câștigat în conformitate cu ceea ce spune profetul. Israelul ar fi câștigat Siria. Și odată cu Siria, Până unde s-ar fi dus influența poporului Dumnezeu? Până unde? Frații mei, pe vremea lui Solomon, înțelegeți lucrul acesta, pe vremea lui Solomon existau două împărății mari, universale, ale acelei vremi. Babilonul și Egiptul. Pe vremea lui Solomon, cine era între aceste două împărății? Israel. Atât. Nu mai era nimeni decât Israel între aceste două seminții, împărății. De aceea Dumnezeu la un moment dat în, în, în cartea profetului său în Isaia spune va fi un drum între Babilon și Egipt. Va fi un drum. Va fi o legătură. Și legătura cine o va face? Israel. Ceea ce îi spune acum... Dumnezeu lui Asa spune, ai fi putut să ai în mâna ta pe sirieni și te-ai fi putut duce să faci lucrul acesta încă o dată. Ai fi fost pus în postura aceea să fii cap și nu coadă între două împărății, două imperii, două culturi ale vremii respective. Așa? Ai folosit propria ta înțelepciune. Ai crezut că rezolvi lucrurile și realitatea ai lucrat ca un nebun. Care e lecția? Vă rog frumos. Care e lecția pentru mine? Aveți grijă în legătură cu înțelepciunea noastră. Fie vă teamă de momentele noastre de înțelepciune. Când nu ne sprijinim pe Dumnezeu. Fie vă teamă. Vă voi mai solicita la încă un scurt exemplu, după care voi citi ceva din Spiritul profetic și vom încheia. 2. cronici, capitolul 25. Ceva similar. 25. Amația, împăratul lui Iuda. Versetele 5. Amația a strâns pe oamenii din Iuda, i-a pus după casele părintești, căpetenii peste mii, căpetenii peste sute, pentru tot Iuda și Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300 de mii de oameni aleși în stare să poarte armele mânuind sulița și scutul. 300 de mii, cam puțin pentru câte războaie erau pe vremea aceea, ați văzut, trebuia să te bați cu câte un milion, e puțin. Din cauza asta, versetul 6, a mai togmit cu plată din Israel 100.000 de mii de viteji cu 100 de talanți de argint. Se făcuseră 400 de mii, era ceva, nu? A rotunjit oastea. Înțelept? Înțelept? Sigur, aveți ceva împotrivă? Bă, fraților, erau israeliți, erau frații noștri, erau soluție politică. Nu știu dacă cineva ar putea să spună, e împotriva Scripturii treaba asta, nu știu. Un om al lui Dumnezeu însă a venit la el și a zis, împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel. Căci Domnul nu este cu oastea lui Israel. Nu este cu toți acești fii al lui Efraim. Bun, înțeleg. Dar tot or fi bun și ei de ceva, nu? Adică nu e domnul cu ei, nu sunt religioși, dar nu se poate. O sută de mii de oameni, chiar și dacă nu e domnul cu ei, tot înseamnă ceva. Da? O sută de mii de săbii și dacă e carne de tun, da? obosesc vrăjmașii până trec prin ei, ceva se întâmplă. Nu gândim așa, nu gândim așa. Haideți, ne aliem, găsim o soluție, mai luăm o mașină, mai cumpărăm nu știu ce, facem ceva pentru că ne ajută. Bun. Versetul 8. Dacă mergi cu ei, ăsta e teribil. Chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie și te -ai, ai fi un viteaz numărul 1, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Din cauza cui? Din cauza cui? Din cauza ajutorului pe care l-ai plătit cu 100 de talanți de aur. Din cauza alianței pe care tu ai făcut-o ca să te scoți de unde ești. Deci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. De unde îți vine ajutorul? Să fie foarte limpede. Dragi tineri care sunteți aici, mă adresez vouă, să fie foarte limpede pentru viața voastră de aici înainte. Singura șansă de ajutor, de progres, este Dumnezeu. Ori de câte ori te vei, te vei baza, pe înțelepciunea ta. Te vei baza pe relații, te vei baza pe alianțe politice, pe cunoștințe, pe ce vreți dumneavoastră, în limbaj românesc, generalizat, pe pile, mulțumesc, pe prieteni și așa mai departe. Ori de câte ori te vei baza pe ceva de felul acesta, și dacă vei face fapte de vitejie, vei pierde. Sunteți în momentul în care trebuie să alegeți pe cine vă bazați. Sunteți în momentul în care trebuie să decideți cine va fi ajutorul vostru. Sunteți în momentul în care căutați să vedeți de unde vă găsiți ajutorul. Vă rog frumos, nu copiați nimic din lumea asta. Nu copiați nimic din soluțiile ei. Nu copiați nimic. Înțelegeți un singur lucru fundamental, principiul acesta. Izbăvirea vine de la Dumnezeu. Punct. Soluțiile vin de la Dumnezeu. Dumnezeu vă va face genial. Spuneam aseară, Dumnezeu a produs geniile în poporul Israel. Dumnezeu le-a produs. Salael, geniu artistic, a venit datorită binecuvântării lui Dumnezeu. Dumnezeu face totul. Autoritatea lui Dumnezeu trebuie să fie prezentată distinct și clar înaintea lumii. Și nicio altă lege să nu fie recunoscută dacă vine în contradicție cu legile lui Jehova. Dacă disprețuim rânduielile lui Dumnezeu și permitem lumii să influențeze deciziile și acțiunile noastre, scopul lui Dumnezeu este anulat. Deci, repet, dacă permitem lumii să influențeze deciziile și acțiunile noastre. Scopul lui Dumnezeu cu mine și cu tine este anulat. Nu lăsați ca deciziile dumneavoastră să anuleze scopul lui Dumnezeu. Vreți câteva texte din Sfânta Scriptură? Citatele acestea vor reveni mereu și mereu în studiul nostru, dar aș vrea să închei cu alte câteva texte din Sfânta Scriptură. O să rog media să-mi pună în față primul slide. suflete desfrânate, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Sunt niște texte atât de puternice încât eu cred că le-am pierdut din vedere. Este, este, o forță atât de clară în aceste texte, încât ne arată că, de fapt, problema prietenilor noastre este o problemă de mentalitate. Zice, suflete cum? Ce fel de minți? Desfrânate. Mintea împărțită, mintea desfrânată, conduce la împrietenirea falsă, la prietenii care corup. Totul pornește la nivel de minte. Știi ce se spune în legătură cu amația? despre care am studiat acum ultima dată. Amația 25 cu 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Ce fel de inimă avea? Împărțită. E nevoie, de, e nevoie în momentul acesta și încă o dată, fac apel la tineri, e momentul de o dedicare 100% la pentru Dumnezeu. Textul biblic din Deuteronom 11 spune în totul totului tot. Oricare altă variantă conduce la minți Mulțumesc. Incompatibilitate. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Fraților, e simplu, putem să credem la un moment dat că iubesc și lumea, dar îmi place și de Dumnezeu. care e problema? Ce nu e voie? Ce nu se poate? Și credem că se poate. Și credem că se poate. Există textul acesta uluitor, absolut, nu se poate, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dacă v-aș va, ruga să ridicați mâna, câți dintre noi nu, iubești, nu iubesc lumea, mi-e teamă că n-aș ridica -o nicio. Mi-e teamă că textul acesta și-a pierdut sensul în legătură cu noi. Nu-l înțelegem și ni se pare că este intolerant. Nu este suficient de inclusivist. Lumea trebuie iubită în oferta ei. Păi nu port eu marca lumii pe costumele mele? Nu? nu port eu fala lumii atunci când e vorba de casa mea, atunci când este vorba de mașina care o... nu 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 despre asta e vorba. Am ajuns până acolo încât aproape nu mai știm ce este lumea. Ioan 5:18, dacă vă urește lumea, să știți că pe mine m-au urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume. Dar de unde suntem, fraților? Acum să fim serioși. De unde suntem? Haideți să verificăm lucrul acesta. Verificați. Suntem din lume sau nu suntem din lume? Verificați, vă rog, rapid, fiecare dintre noi să stabilească de unde suntem. Suntem sau nu suntem din lume? Pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii acestea, de aceea vă urăște lumea. Incompatibilitate, 100%, război cultural, dacă vreți. Valorile acestei lumi nu sunt valorile poporului Dumnezeu, iar dumneavoastră n-aveți valorile acestei lumi în dumneavoastră. Dumneavoastră reprezentați cu totul alte valori, începând de la vestimentație, continuând cu mâncarea, echilibrul muncă. Odihnă și culminând, dacă vreți, cu valorile morale pe care le aveți ca nimeni pe pământul acesta. E adevărat? Da, încă o dată, e adevărat? Nu teoretic. Nu-mi spuneți că Dumnezeu ne spune asta. Spuneți-mi dacă, într-adevăr, valorile acelea sunt interiorizate, sunt preluate de noi sau nu. Și acum ce e lumea? Și cu asta vom încheia. Că și tot ce este în lume, pofta firii pământești. Vă aduceți aminte de Esau? Umbli de linte când ți-e foame de nu mai poți și îți dreptul de întâi născut. Pentru o mâncare de care Dumnezeu ți-a zis nu. Și tu zici da. Doi, pofta ochilor. Vă amintiți de Acan? Venise după 40 de ani de pustie, nu văzuse decât nisip și aceleași haine gri, decolorate de soare. Dintr-o dată când a intrat în ierihon, a văzut o, o mantie așa decolorată, cu bleul acela babilonian, extraordinar, cu marcă autentică, nu falsă. Și s-a lipit sufletul de ea. Ce e asta? Când ți se lipește sufletul de? Ce e asta? Ziceți! E lume! Pofta ochilor! Vă aduceți aminte de David când se plimba pe vârful acoperiș acoperișul casei sale și a văzut ceva pomenit. Se numea Batseba. O altă marcă. Da? Lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl ci din lume. Vă aduceți de aminte de Solomon. Solomon care se. Textul din Spiritul Profetic spune, n-ar fi trebuit să lase ca oamenii să laude. Asta era datoria lui. Să nu-i lase pe oameni să laude. Și el primește laude de la toți devine cel mai înțelept de pe tot pământul, se hotărăște să facă un experiment ca nimeni altul, și anume să probeze Cuvântul lui Dumnezeu în toate lucrurile, să vadă are dreptate Dumnezeu sau nu are dreptate Dumnezeu. Și ca urmare, a început să verifice prostia, nebunia lumii acesteia. Și în final și prostia și nebunia. L-au distrus. Tot textul biblic spune, s-a înălțat, s-a dezechilibrat și a căzut. Vă aduceți aminte Ezechia? Același lucru. Om extraordinar. Până într-o vreme când a venit lumea la el acasă și a deschis ușile și... Uf, lăudă roșia vieții. S-a lăudat. Fraților, haideți să ne uităm la aceste lucruri. Și haideți să închidem ușa pentru lăudoroșie, să închidem ochii pentru poftă și să rugăm pe Dumnezeu să răstignească firea veche pentru ca să putem să fim alții. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci prefăceți-vă prin înnoirea minții ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, bună plăcută, desăvârșită. Amin. Dacă biserica este hotărâtă să susțină principiile ei înaintea întregului univers și a împărățiilor lumii, dacă păstrează cu credincioșie statornică onoarea și sfințenia legii lui Dumnezeu, va atrage atenția și admirația întregii lumii și mulți văzând faptele bune ale credincioșilor vor fi conduși să preamărească pe tatăl nostru din ceruri să nu doriți nimic mai înalt de atât. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Isus Hristos. Stăm înaintea Ta în actul nostru de legământ și de închinare. Să dorim, Doamne, o viață nouă pentru biserica Ta și pentru fiecare dintre noi. Fă, Doamne, să ne bazăm pe Tine, să fii temelia și rostul salvării, al mântuirii și al prosperității fiecăruia dintre noi. Fă, Doamne, ca în lucrul de fiecare zi, Tu să fii motivul pentru care ne câștigăm banii. În societatea în care suntem, Tu să fii motivul pentru care ne găsim locul în această lume. Și, Doamne, datorită ție și slujirii tale, ajută-ne să primim dinaintea ta sau din mâna ta atât primul loc în această lume, cât și primul loc în cuptorul cu foc. Și ajută-ne, Doamne, să iubim prezența ta. Să iubim izbăvirea ta. Și să fim fericiți numai câte vreme. Tu vei fi în viața și în ființa noastră. Fii cu tineretul acestei biserici. Fii cu cei în vârstă din biserica aceasta. Curățește-ne, sfințește-ne și ajută-ne ca legământul încheiat cu Tine să fie singura alianță care contează în viața noastră. Prin Domnul Isus, te-am rugat. Amin.